O fetiță de 2 ani din comuna Blăgești, județul Bacău, a fost căutată toată noaptea de autorități după ce a dispărut aseară de acasă. Căutările la care au participat polițiști, pompieri, jandarmi, dar și voluntari s-au încheiat azi dimineață la ora 10. Fetița de 2 ani a fost găsită teafără la circa 150 de metri de casă, în timp ce dormea în lăstăriș. Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz.